my Hello. Friend. Hi, I'm Emmy. My name is Nata. Hi. How are you? I'm good, how are you? Who is this girl? This is my wonderful friend, Elena. We work together at Tailgaters. Tailgaters? Yes. She is so sweet. She laughs at everything. I mean, she's just the sweetest girl, and she's so smart. She knows so much. She has taught me so much. She knows so much about that store. She's just, she's amazing. Emmy's a teacher. She's a teacher at elementary school, and she's so sweet with kids. She already introduced me to her, one of her students, Savannah. Yeah, she's one of my students, and yeah, so that was fun. We pretty much have girls' time together. Yeah, we go shopping. We go shopping. We get ice cream. I've taken her to barbecue. Yes, that was fun. So are you going to be friends forever? Yes, of course we are. We have a wonderful friendship, so I'm really excited. Okay, you can hug now. Yay! Localnici din Kerala își asigurau existența din pescuit, vânat, precum și din bunurile salvate în urma vaselor naufragiate în apropierea zonei. Din cauza condițiilor geografice și climaterice nefaste, în 1872, bordul farurilor din Statele Unite raporta în continuu pierderi de vieți și nave în zona coastei Outer Banks. Un an mai târziu a fost luată decizia de a se construi Currituck Beach Lighthouse, unul dintre cele 7 faruri din Carolina de Nord. De la înălțimea de 48 de metri, odată la fiecare 20 de secunde, farul lansa un semnal luminiscent tuturor navelor care pluteau prin zonă, pentru a anunța apropierea de coastă și pentru a ajuta marinarii să-și identifice poziționarea față de uscat. Acest semnal putea fi văzut la distanța maximă de 33 de kilometri și a salvat multe vieți omenești, în special în timpul furtunilor și uraganelor, care sunt un fenomen destul de frecvent în Kerala. Farul Currituck este foarte vulnerabil în fața fulgerelor, așa că din 1991, când a fost deschis pentru vizitatori, apropierea unei furtuni este anunțată printr-o goarnă specială, iar turiștii sunt rugați de urgență să părăsească farul. Sigur. Frică de înălțime. Ține. Se ține de mine foarte, foarte strâns. Am urcat 214 scări. Un milion de cărămizi au stat la baza acestui far. There ain't no point holding back the time. Still gonna get you. Cause every little bird's gotta learn to fly. Sooner or later. I don't wanna lose you. You can't always do what you wanna do. There ain't no point holding back the time. Don't waste your time. Cause everything is out there. Ora, aici viața este mai dinamică. Viața aici poate pulsul este mai ritmic. La Moldova e cam aceeași banal în fiecare zi, în fiecare zi. Aici o mulțime de oameni noi, o mulțime de emoții noi, experiențe. Nu trebuie să te deschizi tot sufletul aici. Trebuie să... Sincer, mi-este foarte rușine că am unele lapsuri să vorbesc în română și îmi vine mai ușor să zic o expresie respectivă în engleză. Sincer, nu vreau să mă duc la Moldova să... cu obiceiul de aici, zero. Trebuie să nu... not to push the moment. Aici totul vine de la sine, fluent. Adică deci să trebuie, nu forțezi lucrurile. Să nu te, da, să nu forțezi momentul, că aveam de aici să forțez, să fac cât mai mulți cunoștințe, să mă fac bine cu oamenii, să... Nu, trebuie să... să nu te spargi în figură. Trebuie să fii cum ești tu și, sincer, lumea te va îndrăgi așa cum ești tu. Personalitatea ta. Sincer, deschis,
prietenos, outgoing cu lumea. Nu trebuie deloc, sincer, să nu forțăm momentul niciodată. Aici vine fluent. Vreau să știu cu câți bani sper să te întorci acasă. Nu mai puțin de 20.000. Glumesc. Nu, serios. Serios, sincer, m-aș bucura dacă aș face undeva 6.000. În total, cu banii investiți? Da, cu banii investiți. Dacă curat, să-mi iasă curat 3.000. Foarte bine. Serios, m-aș bucura, dar nu cred că e... ar fi trebuit să mai lucrez puțin, să mai economisez din cheltuielile mele, să mai tai cu shopping-ul, că mă duc în magazin și fac, alungați-mă, vă rog frumos, că am să cheltuiesc toți banii de aici. Chiar câteva zile înainte să veniți voi, am fost la prietena mea la magazin și chiar rugam, alungă-mă, te rog frumos, că toți banii care am făcut la Mike în ziua respectivă, i-am cheltuit pe toți acolo.